plec din Parlament dacă îmi dați voie, dacă nu, nu. Ce știți de faptul că sindicatele din vor începe niște proteste? De asta vreau să mă întreb. Dacă știți ceva. Și au dreptate, îi susțin în totalitate. Ei protestează împotriva faptului că, deși legea a fost votată de două ori de Parlament, președintele Băsescu refuză să promulge legea prin care se reduce numărul de certificate verzi și în felul ăsta nu crește prețul la energie. Eu cred că aici președintele realmente subminează economia națională. De două ori a votat Parlamentul, a retrimis legea, s-a revotat. Probabil că are niște interese legate de producătorii de energie regenerabilă și sunt în totalitate de partea protestatarilor. Poate președintele Băsescu înțelege că ne subminează economia pentru niște interese private, cel puțin ilegitime. Nu știu, explicați-mi dumneavoastră de ce s-a votat de două ori o lege prin care se prevede foarte clar scăderea numărului de certificate verzi și în felul ăsta scăderea prețului la energie electrică și președintele refuză să o promulge. Întrebați-l pe dânsul ce interese are. Da, e vorba de... Poftim? Da, da, știți că fiecare zi care trece înseamnă creșterea prețului și înseamnă pierderea locurilor de muncă. A fost votat odată, a respins-o, a trimis-o la Parlament. A votat-o a doua oară, acum a contestat-o la curte. De fiecare dată a invocat un motiv absolut neadevărat, că nu a fost consultată Comisia Europeană, Ministerul Energiei i-a pus la dispoziție informarea, notificarea prealabilă. Deci cred că e vorba aici de faptul că președintele între industria românească și interesele unor producători de energie regenerabilă, dânsul susține, ilegitim din punctul meu de vedere, interesele producătorilor de energie regenerabilă. Însă asta ne afectează pe toți și industria românească și consumatorul trebuie să plătească mai mult la energie. Da? Deci îi susțin în totalitate. Doar că dacă vin la Palatul Victoria, vin degeaba, că noi am adoptat proiectul de lege de mult. Trebuie să meargă la Cotroceni, că de acolo nu vrea președintele să refuză să promulge legea și poate o promulgă. Da? Mulțumim mult! Vă mulțumesc, la revedere!